6.000 de oameni din toate colțurile țării și-au strigat nemulțumirile vreme de 2 ore. Cea mai mare problemă a lor rămâne neaplicarea legii salarizării. Salarizarea unitară spunea că până în 2022 toți salariații din sistemul sanitar public trebuie salariul la maxim în grilă. Infirmierii, brancardierii, personalul TESA, personalul auxiliar sau personalul tehnic au rămas cu cele mai mici salarii din sistem, susțin sindicaliștii. Inflația a crescut, prețurile toate s-au mărit și noi trăim cu salariile din 2018. Nu este normal. Oamenii sunt nemulțumiți și că sporurile se aplică la salariile din 2018. Lucrez în asistența socială de 25 de ani. Educator, sporurile se acordă la salariul din 2018. Deci normal trebuie să acorde la salariul din 2022. 3.100 de lei după aproape 30 de ani. Este o medie de 350 de lei care ar ajunge la normalitate. S-a terminat pandemia, au fost eroi. N-am mai fost eroi. În 2 minute totul s-a terminat și n-am mai primit nimic. Tot sistemul bugetar primește de la stat bani pentru vouchere. Colegii mei trebuie să muncească în plus și să stea la mâna managerilor ca să poată să aibă bani pentru aceste vouchere. Nu știu dacă este neapărat problema sporurilor. Există situații foarte diferite. Există categorie de personal care nu este asimilat personalului medical, mă refer la personalul TESA sau alte funcții auxiliare. Trebuie sigur să găsim o soluție. Manifestația nu a fost lipsită de incidente. Mai mulți membri de sindicat au avut de dat explicații jandarmilor după ce au aprins fumigene.